Bună seara și mulțumesc pentru... Bună seara, domnule Călinescu, cu multă plăcere. Prezență, da. Cred că prin anii 2000, ce erați? Sergent, locotenent? În anii 2000... Erați în școală? Nu, am terminat școală, domnul Călinescu. Eu sunt în vârstă. Mi-aduc aminte, erau alții reprezentanți. Eu am terminat liceul în 1982, școala militară în 1987. Am o vârstă, am 57 de ani. Să fiți sănătos. Doamne, și ce grad aveți? Ce făceați în poliție? Eram șeful postului de poliție Grădiștea din județul Călăraș, în anul 2000-2001. Ah, bun. Deci, da. Lucram, o comună cu 6.000 de locuitori, 23.000 de hectare, o comună cu potențial, poate chiar cea mai bună comună din județul Călăraș. De județul Călăraș. Eu sunt mândru și mă... Era un județ, semestul odată, dar... Este păcate... un județ, să știți, cu pondere agricolă, dacă politicile ar fi dezvoltate... Industrială. Acum mai slăbuți industrial, pentru că acel combinat siderurgic a fost închis, a fost ras, practic, de pe... Avea o industrie bunicică, avea port, avea agricultură, cum spuneți dumneavoastră, după care s-a cam... Dar nu despre asta este vorba. Da. Și cum ați ajuns la București? Păi la București am ajuns prin prisma sindicatului, am fost ales în această funcție și sigur că sediul social fiind la București a trebuit să mă mut. De șef de post din Grădiște ați ajuns sindicalist? Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, președintele Federației, vicepreședinte Cartel Alfa, da. Am fost ales. E afiliat la un cartel? La Cartel Alfa. Am fost vicepreședinte până am intrat în Parlamentul României, fiind incompatibil, sigur că mi-am dat demisia din acele funcții. Acolo sunt... Am fost cu domnul Hosu mulți ani. Cu domnul Hosu, asta vreau să spun, că sunt unii care... Da. Nu sunteți singurul sindicalist care... Dar de ce intră un sindicalist? Că nu sunteți singurul. Da. Pe de-o parte, Hosu, nu știu, Costin... Nu mai știu, Brătianu, dacă o mai fi, sau... Sunt unii care au rămas acolo și... Care au rămas la sindicate. O să rămână pe veci. Cornel Rădoi, la metrou. Dar sunt unii care au intrat în politică. Mitrea, Ciorbea... Da. Rădoi, la un moment dat. Da, sigur, e o opțiune. Sigur, eu am avut ofertă de la președintele PSD Călăraș, domnul Iliuță Vasile. A fost o discuție extrem de aplicată și pe un termen rezonabil. Am gândit profund. Și până la urmă am luat această decizie, am zis, domnule, cred că e nevoie să arătăm că și în politică e nevoie de alt tip de comportament, e nevoie de oameni care să vină către interesul general, către om în mod direct și să preia acele probleme de la alegători, să încerce să le rezolve, pentru că sunt extrem de multe probleme, oamenii sunt sau au fost abandonați, în opinia mea, în ultimii 30 de ani. Eu aud pe președintele partidului dumneavoastră, pentru că sunteți în PSD, și spune, domnule, și mai sunt vreo ministru Muncii Budăi, Marius? Așa, da. Noi trebuie să reparăm niște lucruri din trecut. Dar și PSD-ul ăsta, sub o formă sau alta, începând cu 90-92, cum se chema atunci, sau nu știu ce. A avut diferite forme, da, corect. 96, 2000, continui să spun, 2004 a avut chiar tot președinte, prim-ministru, guvern și... 2004, da. 2009. Când vii și spui, trebuie să reparăm astăzi, în 2021, la final, niște greșeli, de ce nu vii să spui... 30 de ani. Jumate au fost ai noștri, dar mai mult cumva că a fost și în combinația cu PNL-ul. Prima căsătorie. E adevărat ce spuneți. Graficul indică un ușor avantaj al PNL, dar una peste alta se poate... Adică PNL-ul a făcut greșeli mai mari sau mai multe lucruri bune? Nu de greșeli mă referam, la guvernare. PNL-ul are o perioadă un pic mai din grafice rezultă lucrul ăsta, dar până la urmă nu asta contează. Dacă puneți PD-ul, poate, perioada Boc, unde o puneți? Nu contează lucrul ăsta până la urmă. Important este, putem să împărțim. De ce să zicem în anul 2000, când a fost PSD-ul plin până în 2004, n-a făcut niște lucruri atât de solide și stabile încât peneliștii să n-aibă tupeu să le schimbe. Păi eu știu câteva lucruri pe care PSD-ul a făcut în perioada 2000-2004. Pot să vă enunț acel cod al muncii, care extrem de bine aplicat. În 2003 a fost elaborat legea sindicatelor, legea 54, care ulterior la presiune... Se înțelege mai bine PSD-ul cu sindicatele decât centrul dreapta? Eu vorbesc din perspectiva reglementării. Da, acel cod al muncii din 2003 și legea sindicatelor din 2004 au fost cele mai bune legi, în opinia mea, în perspectiva aceasta socială, pentru că ulterior s-a simțit nevoia schimbărilor și amintiți-vă de acele puternice mișcări din 2010-2011, când a fost modificat prin ordonanță de urgență atât codul muncii, cât
și legea sindicatelor și sigur că au venit cu niște lucruri care au îngrădit, dacă vreți, participarea la viața socială a angajaților, că aici e vorba de, până la urmă, de un raport corect care ar trebui să existe în piața muncii între angajați și angajator. Aia este toată filozofia. M-am documentat alea că suntem cea mai bugetară țară după glob, în afară de China. Sens? În sensul că sunt enorm de mulți angajați la stat. Mult mai mulți decât ar trebui. S-au înființat acum, de exemplu, dau un exemplu de azi. Buf! Încă două ministere. Deci asta înseamnă, auzeam pe doamna Firea că zicea, bă, rea PPS-ule, un sediu, adică înființăm un minister al familiei, care probabil o să aibă, nu numai pe doamna Firea, o să mai aibă 10-200 de angajați pe acolo de birouri, că dânsa este expertă în crearea de, cum a făcut și la primărie, regii nu mă interesează, pot să creeze toate. Mai că banii ăștia, cum să spun, trebuie să vină de undeva. PSD-ul și PNL-ul și UDMR-ul nu vin cu bani de acasă. Zic că Hunor, bă, nimeni eu pun 3 miliarde de la bunica. Nu, ca să mai facem 3 ministere. Și banii publici, dacă vreți în opinia mea, e o falsă teorie, pentru că sunt bani privați. Sunt banii noștri din taxe, impozite și din contribuții. Cum poți să te duci la coaliție, spui, bă, trebuie să mărim pensiile, alocațiile, dar de unde se iau banii? Suntem obligați să le mărim. De unde se iau banii? Imediat. Suntem obligați să le majorăm, pentru că 2020-2021, dacă observăm piața economică, o să fiți de acord cu mine că a scăzut drastic, dramatic, că mergeți la piață și v-am observat puterea de cumpărare. Eu mă încăpățânesc să-mi pun în spatele casei. Okay. Și eu când aud că se scumpesc ouăle, laptele, pâinea, zic, bă, înseamnă că sunt mort complet. Dar nu toți avem găini, știți cum e. Păi, dar de ce am plecat de la țară, domnule? În regulă ce spuneți dumneavoastră, eu vorbeam într-un cadru generic. Acum, în particular, sunt oameni care procedează ca și dumneavoastră. Te obligă cineva să lucrezi la oraș? Nu, nu obligă nimeni. Stă pământul plin de ciulinci. Eu vreau să spun că și la țară, fiind, dacă vreți, a crescut prețul energiei, da? La lopată și la furcă n-a crescut. Dumneavoastră acasă la țară nu puteți să vă produceți tot ceea ce aveți nevoie. Sunt dependent de Netflix și de alte prostii, de farmacie. Nu. Cum adică nu pot? Știți că străbunicii mei au trăit 100 de ani și n-au ieșit, abar n-aveau de ce vorbim noi aici, nici bani n-au avut. Dar e o altă discuție. Erau epoși diferite și erau abordări diferite. Nu, vorbim de nevoi. Păi de nevoi. Dacă scapă Putin acum puțin pe butonul roșu și... Nu, să nu scape. Și Biden la fel. Să nu scape. Nu supraviem câțiva... Erau perioade diferite, cu nevoi diferite, cu abordări diferite. Sigur că le putem discuta, dar nu le putem compara. Nu, vreau să ne înțelegem, că la grădiștea nu era asfalt. Vreau să ne înțelegem. Era asfalt. Doamne ferește să o luăm de la început, ca Adam și Eva, că mâncăm și pământ cu flori. Eu vreau să spun... Adică de asta spun, trebuie să stau la oraș să fac ce? Ca să fiu dependent de magazin. Nu, eu vreau să vă iau de la magazin tot. De la pâine, la ouă, la lapte, la care... Ca să fiu ce? IT-ist, polițist, spuneți-mi. Depinde fiecare de ceea ce poate să producă. Bun, pentru de asta nu ne ajung banii pentru coșul zilei. Avem nevoie și de polițiști, avem nevoie și de medici, de IT-iști, și de jurnaliști, și de presă. Avem nevoie. Dar de mâncare, în primul rând. Și de mâncare avem nevoie. Nu, și anul de mâncare. Anul ăsta, dacă vreți, din perspectiva mâncării, agriculturii, suntem fericiți pentru că am avut un an de excepție. Anul agricol 2020-2021. O să zic că liberalii, că erau ei la... Nu, Dumnezeu a plouat când trebuie. Aaa, ce tare! Deci fiți atenți aici. Când e PSD-ul la putere, face PSD-ul când sunt alții. Ce Dumnezeu! Nu, dar așa stau lucrurile, okay. Pentru că... O să dea dracii și în agricultură. Și atunci, sigur, dacă că... povestea cu Azo Mureșu e tragică. E tragică, da. Acolo au crescut enorm de mult prețurile, pentru că oamenii, agricultorii și în mod special fermierii, reclamă în mod constant acest lucru. Au crescut extrem de mult prețurile, veniturile... Veniturile au fost înghețate și atunci sigur că a scăzut puterea de cumpărare, indiferent din ce perspectivă privim. De la păi în afară să mergeți noastră în Parlament, că vă arde iarăși cu pensia polițiștilor și de ce nu vă uniți Ciolacul cu Câțu și Cola să zică, bă, noi frecăm menta aici cu trei chestii, cu certificatul verde-albastru, când noi trebuie să reglementăm repede cu îngrășămintele, că agricultura în ianuarie, în februarie trebuie pregătit terenul. Sunt de acord terenul. Cu dumneavoastră. Problema de fond a acestei țări este perspectiva economică, criza economică pe care trebuie să o tratăm cu prioritate. Și agricolă. Păi criza economică în care includem lucrările și agricole nu se fac la Cotroceni sau se la fac cu efort financiar, se fac cu consum de carburant, se fac cu... Și pe calendar. Și pe calendar, categoric, sigur că dacă ai ratat campania din primăvară, salut la revedere. Nu, dar acum suntem în campania de toamnă, arături
din toamnă, au fost, avem semănături din toamnă. Hai să zici că cine n-a terminat acum cu lucrările? Seară, am prieteni. Încă lucrează? Bineînțeles. Bun, să zicem că mai aveau câțiva saci de îngrășăminte și de erbicide. Acolo e problemă. Acolo e problemă pentru că acea fertilizare o să vină undeva în primăvară, la cultura de grâu, la cele din toamnă, o să vină acea operațiune care se numește fertilizare februarie-martie. Și acolo o să trebuiască să vină cu un aport de îngrășământ chimic. Nu? Deci eu cred că dacă această coaliție, și vă spun clar, dragi telespectatori, dacă această coaliție nu discută dimineața, zi, săptămână, lumină, băi frate, dacă ratăm campania, și asta trebuie să fie prioritatea numărul 1 pentru primul. Că e simplu după aia, Ciolacu sau Câțu sau Ciucă sau Cutare, o să zică, mai ne împrumutăm de pe piața externă și așa mai departe, ca să cumpărăm grâu de temiriune din Argentina. Doamne ajută, anul ăsta am avut... Doamne ajută la ce? Anul ăsta am avut un să fie an pâine... de... Am avut un an de excepție. Doamne ajută și 2021-2022. Doamne, Doamne, să țină cu noi și să ne dea acea cantitate de apă. Dar eu vorbesc cu Dumnezeu în fiecare zi. Mi-a zis, băi, eu vă ajut, dar prețul la pâine nu-l stabilesc eu. Păi, nici noi nu stabilim și e greșit pentru că noi suntem unul dintre marii producători de grâu din zona asta. Uitați-vă că noi exportăm în mod frecvent grâu și... Și pe urmă cumpărăm tot al nostru scump. Să știți că Nu chiar. Problema e că avem nu știu, un deficit în această abordare economică și la grâu, și la gaze, și la mă refer la energie electrică, pentru că noi producem gaze, cumpărăm scump, deși 80% din necesarul nostru de gaze îl producem. Îl producem, da. La fel și energia electrică. Am ajuns într-o situație extrem de jenantă să importăm gaze din Ungaria. Adică e ceva putre. Ungaria care Ungaria care nu mare produce gaze. De gaze din univers. Da. Nu, da. Nu e... Ați intrat în Parlament, în partid. Da. Nu cred că sunteți genul de neapărat. Acum, sindicaliștii cumva... Lenin zicea că trebuie să fie mai de stânga. Am rămas cu... Mie PSD-ul mi se pare un partid mai de dreapta decât alte partide din România. Prin ce s-au întâmplat, prin cât s-au ajuns la pușcărie și așa mai departe. De ce? La pușcărie nu ajung nici de dreapta, nici de stânga, ajung infractorii. Acum infractori sunt și la stânga și la dreapta și la centru. De stânga ar trebui să fie numai pentru binele. Infractorul și infracțiunea. De ce ați intrat în politică? Pentru a schimba un mod de mai sunteți credibil ca sindicat? Bineînțeles că da. Bineînțeles că da. Păi credibilitatea s-o faci prin muncă. S-o faci prin abordare, s-o faci prin activitatea ta. Eu lucrez din 1982. Acolo unde am lucrat... Lucrat mult, 50 de ani sau cât? Din 1982. La cât ați ieșit la pensie? Am 57 de ani. Dar lucrez din 1882, am 39 de ani vechime. Am înțeles. Păi, da. Sunt 39, sunt aproape 40 de ani. Am deci n-am lucrat 40 de zile. Nu vreau să discut, că am înțeles că ați avut și un necaz. Probleme nu știu de sănătate, dar acolo a fost discuția. Dar aici doar atâta comestezi căsătorit? Da. Păi și n-a zis soția, băi... Stai acasă, ce n-ai de pensie, păi, ce te mai zbați? Vrei să cazi cu capul în Parlament? Așa? Da, să știți că până la urmă trebuie să... Sau cel puțin eu am simțit că pot să fac niște lucruri, am simțit că pot să vin cu un aport în politică, am experiență în zona mea de activitate și sigur că în mandatul scurt pe care l-am avut până acum, să știți că am aplicat exact ceea ce am gândit și ceea ce mi-am propus. Audiențele mele, metaforic vorbind, sau direct, dacă vreți, le fac și în birou și în stradă zilnic. Nu, asta atunci când ne interesează ca spectatori. Da. Mă interesează dacă domnul președinte Ciolacu și domnul Budăi și primii 10 benexuri, cepexuri, să zică, păi Coarne, ia vino și spune-mă cum să facem cu pensiile. Am discutat, sigur că le discutăm. V-a întrebat cineva vreodată? Dar noi discutăm în fiecare zi de luni. Noi cine? Noi, grupul nostru parlamentar, PSD, la Camera Deputaților, în fiecare zi de luni avem 2 ore ședință de grup în care discutăm toate aceste elemente. Pensii, salarii, când legislație penală. În fiecare zi de luni. Nu trebuie să... Dar noi de ce? De asta sunt băncile goale, că fiecare... În fiecare zi de luni. Stați în grupuri, am înțeles. În fiecare zi de luni, înainte de plen, ne întâlnim la grup, la 1M, în Parlamentul României. Dar de ce nu vă întâlniți duminica dimineață la partid? Păi nu, e vorba de grupul parlamentar. Dar ce mă interesează pe mine? Dumneavoastră, putea să fiți un pensionar fericit, liniștit și sănătos? În Parlament. 7 zile din 7 trebuie să munciți, 24 din 24. Da, eu am ales să muncesc, acum... Nu, 24 din 24, nu de miercuri până joi. Păi da, așa fac, 24 din 24, nu de miercuri până joi. Și 7 zile pe săptămână, până scoateți sara din nămol. 7 zile pe săptămână, păi încercam să vă explic. Luni, de ce aveți vacanțe parlamentare? Păi așa e făcută legea, nu-i de mine. Păi schimbați-o, că puteți acum, aveți coaliția, nu vă mai oprește nimeni. Haideți să vă spun ceva. Anul trecut, când am văzut
povestea cu vacanțele parlamentare, am zis, domnule, 38 de ani, nici concediu de odihnă nu puteam să-l efectuez. Și acum domnul Cramer, cât stă un chirurg în sala de operație? Depinde. Cât la trebuie? Mine a stat 8 ore. Și dacă el zicea, bă, eu am 4 ore program. Păi nu se pune... Stă cât, nu. Cât trebuie ca să salvezi. Nu se pune problema așa, că vacanța parlamentară a fost stabilită de lege, iar dacă e nevoie și dacă trebuie... Nu, domnul Crăinescu. Și dacă trebuie, suntem chemați. În sala de operație se moare și oamenii fac pe dracu în 4 ore. În Parlament e călduț, cafeaua, ciorba ieftină, aveți mașină cu șofer. Nu, n-am mașină cu șofer. Conduc mașina mea. Nu, dumneavoastră. Eu conduc mașina mea, nu, că se transmit informații. Urne, Nu iau diurnă pentru că eu stau în București. Nu dumneavoastră, repet, colegii. Păi da, trebuie să ia diurnă pentru că el vine de la Baia Mare la București. Eu dacă stau în București nu iau diurnă, nu iau cazare, nu iau chirie, folosesc mașina mea, nu am șofer plătit. Deci toate lucrurile astea le fac eu pe banii mei, deci nu mi-au felicitat. Dumneavoastră, dar de ce tot partidul zice, hai mă să facem toți ca... Păi da, majoritatea fac așa, credeți-mă. Pe bune? Cu excepția președintelui de cameră, sunt anumite funcții, nu acolo unde, dar eu sunt cu mașina mea. Președintele de cameră într-o oră e la Buzău, cu girofă. Nu e așa, să știți că e oboseala. Ce bine se câștigă din covrici, vă spun eu. Nu. Oboseala și stresul nu... Dar nu mă interesează. Ba da. Vă obligă, iertați-mă, vreți să vă spun eu ce oboseală aici și ce stres? Ia uitați cu câte fire sau pe mine, cu câte microfoane. Dar nu-i vorba de mine sau de dumneavoastră. Nu, că eu sunt vremelnic. Nu am milă față de parlamentar, președinte și guvern. Va lua cineva din cearșaf să vă ducă? Nu, dar nici nu mă plâng. Ba da, știți ce greu e să fii parlamentar? N-am spus eu că e greu. N-am spus, Dumnezeule, derulească, n-am spus spuneți, că e greu. Sunt Florin, spuneți-mi Florin, nu Dumnezeule. N-am spus eu că e greu, ok. N-am spus că e greu. De cât am încercat să arăt ceea ce se întâmplă și ce fac eu. Nu e nici greu, nici ușor dacă vrei să faci și dacă îți place lucrul ăla. E chiar ușor dacă îți place. Și dacă mergi către om, așa cum am spus eu, luni, marți în Parlament, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, în teritoriu și discuți cu oamenii. Asta e programul meu. Eu plec dimineața la 7:30, credeți-mă, și ajung de multe ori la 11, la 12 noapte acasă. Fără niciun fel de... Eu conduc mașina, de multe ori sunt extrem de obosit. Aveți grijă de sănătate. Noi continuăm discuția pe puțină publicitate, dragi prieteni. Da. Ne-am încălzit un pic în publicitate. Bineînțeles. Ce, pentru că parlamentarul, până la urmă, e un membru de partid, dacă este disciplinat și cumva consecvent, el rămâne în partidul care l-a dus pe listă. Respectate niște reguli. N-am niciun fel de respect pentru cei care deodată descoperă că morala, conștiința lor și fac să plece din partid. Eu i-aș da afară pe loc. Ai altă discuție, sigur. Nu, dar nu văd o diferență între consilierul local și parlamentar. Bă, te-a băgat un partid în consiliul local, stai acolo 4 ani. Dacă nu, vine următorul după listă. Asta trebuie să se aplice și la parlament. Este lucrul ăsta în ordonanța 57, în ceea ce privește consilierul local. Și la parlamentar de ce poate să fugă dintr-un partid în altul de 5 ori într-o legislatură? Este, la fel v-am spus, este din reglementare. Așa a gândit legiuitorul. Eu am preluat o lege. Lăsați-o, păi da, au făcut-o tot al lui Iliescu atunci. Bă, știu, să se poată plimba omul în 5 partide fără să-și piardă... Nu, necorect. Dacă privim pe structura votului, să vedeți că toți au votat așa. Necorect. Bun, eu discuț... Păi ca să le permită să fugă de colo-colo după butelie. Este o altă discuție. Sunt de acord cu dumneavoastră. Mersi, gata. Putem discuta. Dumneavoastră personal, că partidul o să zică, Coarnă, vezi că aici nu ești la tine la grădiște. Ce vreți să faceți în ăștia 4 ani de parlament? 3. Păi eu, încă o dată, eu o să încerc să transpun... Nu, mă, să scrie acolo legea Coarnă sau inițiativa Coarnă. Avem mai multe inițiative la care am participat și sigur că o să mă acces pe inițiative de legislative, că până la urmă asta e activitatea principală de? Parlamentar. Eu sunt în zona penală, în zona de siguranță și ordine publică, sunt membru al Comisiei de ordine publică din Parlamentul României. Pentru ce vă luptați, deci ce vreți să faceți? Păi avem discuții în... Muncii, pensii... Avem și la munci, avem și la codul muncii, și la pensii, și la statutul militar. Legea 80, statutul polițiștilor, legea 360 și așa mai departe. Tot ce înseamnă apărare, siguranță și ordine publică, eu sunt membru al Comisiei de Apărare. Și acolo sigur că fiecare domeniu de activitate are o lege organică care stabilește și reglementează. Și ori de câte ori constatăm că sunt niște disfuncții în acea lege, corectăm. Corectăm printr-o reglementare sau, dacă e nevoie, venim cu un alt proiect, cu altă inițiativă. Am corectat multe lucruri de genul ăsta.
în legislația pe care v-am enunțat-o eu. Sigur că m-am dus și la muncii, pentru că fiind la sindicat, stăpânesc domeniul, sigur că și în materie de contencios administrativ, fiind la sindicat, am mers în zona respectivă. Eu zic așa... În materie penală, că am lucrat în cercetare penală, am instrumentat dosare penale. Medicina, educația, oarecum cultura, agricultura, turismul, siguranța națională... Avem comisii de specialitate. Sunt domenii care pot fluctua așa după cursul vieții și nevoile ei. Bă, dar statutul polițiștilor și al militarilor, pe ăla din 1990 trebuia rezolvat. Ce se poate întâmpla după 31 de ani în viața militarului? Polițistul până în 2009 a fost militar. Ce se poate întâmpla? Păi, eu asta spun, trebuia imediat. Păi a fost schimbat în momentul în care, pe capitolul Jai, a trebuit să... De-aia v-am întrebat în 2000 ce făceați. Eu am fost primul care a spus, domnule, scoteți-i de sub... Eram militar în 2000. Scoteți Ministerul de Interne din... Aveam statut de militar. În 2001 a fost legea 360, pentru că am fost... Și acum polițistul ce? Statut este funcționar public cu statut special. Și tot zice ordonați? Nu. Nu-i mai zice șeful ordonat? Nu, uitați-vă diferența între MAPN, între militar și polițiști. Polițiștii au dreptul la sindicate, militare nu, prin lege. Am dat un exemplu. Bun, atunci să luăm armata. Armata e clară de la Ștefan cel Mare, de la Decebal. Legea 80 care ne reglementează sistemul militar. Ala, e, se face acolo militar. Avem MAPN, jandarmii din MAI care sunt militari, pompierii, SRI, STS, SPP. Vă rog să-i depistați pe aia care au defilat... Să ne ferească, care a căzut după cal. Sigur, excepții. Aia cu calul, să știți că nu putem cataloga, nu putem... Se putea întâmpla, se putea întâmpla, da. Acolo, la defilare, să ne ferească Dumnezeu de un război. Da, ia uitați-vă la Cogălnicianu ce s-a întâmplat. Să numere tancurile americane, că poate le-a dispărut vreun tank. Cine? La Cogălnicianu. Păi s-a furat motorină de 2 milioane de dolari. Nu am auzit. Dar și-or fi numărat tancurile? O poantă drăguță zice, bă, e mai bine să se fure combustibilul, că așa nu poți să ne plece aliații fără combustibil. Asta e adevărat. Eu am o problemă. Citeam și despre magistrați, și despre procurori, și despre polițiști. Păi, frate, și am o revelație tot timpul. De parcă sunt luați cu arcanul, ca pe vremea Ștefan cel Mare, și băgați în aceste mizerii. Păi, de ce să te scot eu pe tine la pensie la 45 de ani sau la 50 de ani? Tu când ai terminat, te duci la facultatea de drept, nu știi că poți să ajungi judecător, procuror, de ce să mi te plângi după aia că viața e grea? Și zice, și știți că nu au voie să... Adică să facă afaceri, firme. E vorba de interdicții și incompatibilități. Nu vă supărați. Păi vrei să fii judecător? Ce vrei? Să ai și firmă de kilozi de baie sau ce? Nu. De acord cu dumneavoastră. Dar uitați, vorbeam despre polițiști, despre militari. Da. Polițistul și militarii nu are un contract în sensul legii muncii. El a avut activitate nenormată. Când vorbim despre contributivitate, dacă vreți să dezvoltăm punctual, o să vedeți că el a lucrat poate 280-300 de ore, 300 și de ore într-o lună. De acord. Pentru că așa a fost situația de fapt, situația operativă. Dar el a fost plătit la 168 salariul. Păi da, și cum să-l duc pe contributivitate pe acel polițist? Că atunci îi calculezi salariul la numărul de ore lucrate. Înțelegeți diferențele? Dacă aceste ore sunt scrise într-un catalog... Păi le-am câștigat noi, sindicatele, dar sunt oameni sărăcuți de acum care au 70-80 de ani, care au lucrat sute mii de ore în activitatea lor, sâmbete, duminici, nopți, dar atunci nu se evidențiau, că așa era ordinul. Fiind militar, da? Și omul ăla n-ai cum să mai vii acum să-i actualizezi pensia, pentru că nu ai o evidență la care să te raportezi. Și acolo trebuie să introduci niște coeficienți de corecție prin similitudine. Aș... Că e păcat, oamenii care au lucrat... E foarte greu, am făcut armata. Mie nu mi s-a părut că în stagiul militar ofițerii și subofițerii munceau, ce spuneți noi. Veneau într-adevăr la 6, dar cred că la 4 rupeau gardul, că se duceau peste... Nu mă referam de ce la cei din zona neoperativă. Aici discutăm... Păi până în 89 avem... ce zonă a fost? La MAPN. Și după 89 avem SRI, avem poliție, zonele operative, unde vine omor, vine tâlhăria, vine accidentul, vine acasă, noaptea 11-12, ninge, plouă, nu contează acolo. Nu e același lucru. Dincolo venea la alarmă sau dacă era o situație de gradul zero. E altă discuție. Într-un film, sunt situații diferite. Într-un film american, bine, știu ce spuneți, până în 89. Ok, facem un paușal și îi recompensăm pe toți. Numai că o să rezulte că toți până în 89 se duceau la omoruri la 3 dimineața. Numai ideea din 89 nu prea mai sunt mulți, sunt câțiva. Adică efortul financiar ar fi mic, n-ar fi mare. Digitalizare. Am văzut chiar azi noapte un film, polițistul american intră în tură, își bagă ăla
electronic, un cartel. Am început și noi, suntem. A venit, are și camere de filmat, nu mai există niciun dubiu. Păi e vorba de finanțare, domnul Călinescu. Uitați-vă, păi pentru asta bătăți-vă. Păi domnul Călinescu. Vin acum sute de miliarde. Haideți să vedem, dacă vreți, în codul de procedură penală, că avem al patrulea cod penal din 2014, nu? Suntem la al patrulea cod penal în istoria noastră modernă, de la Cuza încoace. Avem acele brățări electronice pe care le avem prinse în codul penal și audierile cu cameră. Nu se fac pentru că nu e finanțată zona și oamenii nu au acele dispoziții la îndemână ca să le poată folosi. Arestul la domiciliu. Arestul la domiciliu trebuia monitorizat electronic prin aceste sisteme digitalizate, cum spuneți dumneavoastră. Eu priveam și vorbeam nu cu... Nu vorbesc de arestați. Păi nu, dar multe... Avem arestați condamnați pe care justiția nu-i aduce acasă. Ai altă discuție. Uitați-vă, am votat în Parlament. În Parlamentul României o lege pentru care m-am bătut și este foarte bine că am reușit să o punem în aplicare, prin propriu spus în aplicare, acele stări conflictuale intrafamiliare, soț-soție, știți că foarte multe stări din astea conflictuale pe acel... La ce familie vă referiți? Oricare familie unde avem un conflict intrafamiliar. Și e acolo... la doamna Firea asta. Nu de doamna Ministerul Firea. Familiei. Vorba, nu. Era vorba de acele brățări ca să monitorizez conflictul când vorbim de acele mandate de... ziceți, când scapă de apropiere. Da, exact, mandatul. De restricție, de restricție, apropiere. Ordinul acela de restricție. Și el trebuie să-l constați cum? Printr-o prezență fizică, pentru că am votat în Parlament ca cei doi să fie monitorizați prin brățări electronice. De-acord. Legea este în aplicare nefinanțată și rămânem tot la fel. Păi, am cumpărat doar brățările și n-am cumpărat nimic. Lanț de calorifer. E vorba de ordinul de restricție, nu? Dacă dumneavoastră face... De regulă se întâmplă în intrafamiliar sau soție, că acolo sunt cele mai multe statistici. Dar sunt și alte cazuri, vecini sau știu eu, parteneri de afaceri care intră într-un conflict și atunci unul, o parte se sesizează, se constată că e vorba de această intervenție și monitorizare atentă prin brățară electronică, prin acel ordin de restricție emis în prima fază de polițist, după care de judecător, și ca să monitorizez, să previn conflictul și să intervin înainte de producerea unui omor, ar trebui să am această brățară electronică. Am votat-o în Parlamentul României. Erau câțiva de la OSD care băteau din mâini, dădeau din picioare pe acolo, am spus stop. Opriți-vă că voi nu înțelegeți mecanismele. Că e primul loc de muncă a fost în Parlament, nu unii dintre ei. Da, au venit acolo după stradă. Și opriți-vă că de aici până a pune în aplicare această lege e cale lungă, că și mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Bă, ăștia din USR, a venit domnul Cățu. Timp în opoziție să vă pregătesc. A venit domnul Cățu și a spus că nu avem bani, pardon, și a prorogat-o. Și noi am votat-o, dar ei se băteau pe mâini, se luau de gât, se pupau, dar în practică le-am explicat, opriți-vă că nu se aplică. Am votat-o, comunicăm public, oamenii își fac, dacă vreți, să răcuți dintre ei cei care sunt în conflicte, încep să întrebe și încep să spună, domnule, dar s-a votat în parametrul ăsta. Și vine polițistul, că acolo ajunge săracul, la polițistul ăla de la Grădiștea, sau de unde spune dumneavoastră, și le spune, pardon, păi nu avem cu ce să vă monitorizăm, decât trebuie să vin eu, vă las numărul meu de telefon, dacă se întâmplă ceva, mă sunați pe mine. Am avut ani de zile în care m-am zbătut pentru ca ordinea să conteze în această țară. Nu s-au depășit prea mult momentele alea cu rezervorul. Au fost conflicte care puteau fi rezolvate și aveam oameni în viață. Da. Păi s-au desființat o groază de șef. Nu am în poliție. S-au reînființat. Se întâmplă ceva la țară, vine la cu furca. Știți ce deficit avem la țară, în mediul rural? În România, spuneți-mi, deficitul. Deficitul din România la poliție de 30.000, din care 15.000 pe mediul rural. La 100. Cât în procente, cât e 30.000? 30.000 de oameni. Din... Nu știu necesarul, 200 păi da, de mii, 500 nu, din 160 de mii. Cât ar trebui să fie la 160, mii de locuitori? Sau cum se calculează? Se calculează, e un calcul extrem, se numește trinom, polițist, populație, volum, criminalitate. Și sunt zone operative unde am o criminalitate mare și atunci trebuie să am un număr mare de polițiști. Sunt zone unde criminalitatea e mai mică pe acest trinom, polițist, populație, volum, criminalitate. Dar eu trebuie să asigur, de exemplu, la țară, în limita codului muncii, să asigur 4 ture, nu? Da, vă fac un cadou de sezon. Am invitat din Ardeal, din zona Bistriței, pe doamna Oana Matei și Emilian Coruții. Vă rog!